Legat de Cătălina, știu că a început pregătirea, înainte de mondiale a avut o mică accidentare, eu sunt convins că își va reveni și are mari șanse să câștige o medalie la Jocurile Olimpice, inclusiv să ajute echipa și de ce nu o medalie și cu echipa. Iar legat de Sandra Izbașa, momentan eu nu știu că s-ar fi apucat de antrenamente sau nu. Sincer, eu n-am auzit. Da. Acum să vedem în funcție de ea, când o relua, va vedea și ea dacă mai poate, dacă mai e stare, dacă mai are motivație, pentru că este foarte important să ai un motor care te împinge, care o motivație puternică. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.